Nebunie! Nebunie maximă pentru gamingul românesc. S-a lansat Google Stadia în România și a înnebunit tot internetul românesc. Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Vreau să vă prezint și eu Google Stadia, dacă încă n-ați aflat de chestia asta, aflați de la mine acum, așa că înainte de a începe acest superb clip, nu uitați să-mi dați și mie un like, pentru că mă ajută tare, tare mult. Și ne-a apelat un share acolo și un subscribe dacă încă n-ai făcut-o. Și hai să începem. Ce este Google Stadia? Este un serviciu de cloud streaming care vă permite să vă jucați o listă de joculețe contra unei sume de 45 de lei pe lună. Jocurile pe care le puteți juca cu această subscripție de 45 de lei pe lună sunt acestea, printre care și Dead by Daylight, da? Deci dacă ești membru Google Stadia Pro, exact cum scrie aici, poți să te joci jocurile acestea, moca între ghilimele, că trebuie să plătești 45 de lei pe lună, dar o să înțelegeți mai încolo puțin de ce zic moca, da? Deci asta este librăria de jocuri pe care o puteți juca gratuit. Gândiți-vă că PUBG-ul costă vreo 15 euro, ceva de genul, da? Dacă n-aveți PUBG-ul sau jocurile de genul, dați 45 de lei pe lună și le încercați. Atenție, totul se petrece, toată chestia și asta, se petrece undeva în cloud, undeva pe serverele Google. Voi trebuie să aveți doar un laptop sau chiar și un PC mai slab, nu trebuie să fie un PC care să aibă o placă video dedicată și vă puteți juca aceste jocuri. Sau, un smartphone cu Android, bam bam, pentru că există aplicație pentru smartphone-urile cu Android, sau un iPhone, pentru că există aplicația și pe App Store. Dacă încă nu vă apare că este disponibilă în România, trebuie să așteptați undeva la 24 de ore, au zis și ei de la Google, și o să dea drumul pentru toată populația României, cum s-ar zice. Da, bun, acum intervine chestia, stai, dar de ce ai zis moca astea și care-i treaba? Pentru că, spre exemplu, dacă o să vrei să te joci Cyberpunk, va trebui să-l cumperi de pe Google Stadia. Chiar dacă tu, spre exemplu, Cyberpunk-ul l-ai cumpărat pe Steam sau pe chestii de genul ăsta, sau pe Epic sau pe ce o să mai apară Cyberpunk-ul, da? Va trebui să-l cumperi și pe Google Stadia. Și nu este singurul joc de genul. Dacă vrei să te joci Assassin's Creed Valhalla pe Stadia, va trebui să-l cumperi. Va trebui să-l cumperi în interiorul Google Stadia. Nu este ca la GeForce Now. La GeForce Now, dacă tu ai jocul pe Steam, te loghezi pur și simplu cu Steam-ul și gata, aia e tot. Plătești doar serviciu. La Google Stadia este mai diferit. Poți să te joci, dacă plătești 45 de lei pe lună, jocurile acestea, dar dacă vrei jocuri mai pretențioase sau jocuri mai bune, cum ar fi Cyberpunk, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs și tot ce s-a mai lansat acum nou, va trebui să le cumperi din Google Stadia. Chiar dacă tu le ai deja pe Steam sau pe Uplay sau pe ce mai se lansează ele, da? Deci va trebui neapărat să le cumperi din Google Stadia. Ei spun că fac aici undeva unde scria că fac o reducere de 40 de lei la primul joc achiziționat din magazinul Google Stadia. Vedeți că și Borderlands 3 trebuie cumpărat. Astea sunt jocurile free, dar vrem să le vedem și pe celelalte. Uite, astea sunt, da? Uitați-vă aici la librăria de jocuri. Hai că o să scrollez acum. Bine, și voi puteți să vedeți chestia asta pe stadia.google.com, da? Vedeți aici frumos. Da, deci sunt jocuri AAA destul de cunoscute, da? Nu sunt chiar toate jocurile, dar sunt. Este o librărie destul de imensă. De exemplu, eu am Mortal Kombat 11, dar dacă vreau să joc pe Google Stadia, va trebui să-l cumpăr și aici. Am, spre exemplu, Monopoly, va trebui să-l cumpăr și în Google Stadia. Am Metro Exodus pe Epic, va trebui să-l cumpăr și în Google Stadia. Și tot așa, ați înțeles. Deci voi putea să joc Dead by Daylight și jocurile și PUBG și mai știu ce. Serious Sam, la fel. Rage 2, tot așa, da? Rise of the Tomb Raider și tot. Nu știu dacă o să arate și prețul. De curiozitate vreau să mă duc pe Valhalla. Nu arată prețul. Cred că trebuie să te loghezi și după aia poți să vezi prețul.
Da, deci cam astea sunt jocurile. Nu sunt exagerat de multe, dar sunt, din punctul meu de vedere, cam cele mai cunoscute. Dacă ai și Red Dead Redemption 2, ceea ce nu e un lucru foarte rău, da? The Division 2, jocuri care, uite, 1, Wolfenstein i-am blat, deci zombie, sunt jocuri destul de cunoscute și destul de căutate de foarte mulți gameri. Asta este diferența între Google Stadia și GeForce Now. GeForce Now, dacă deja ai jocurile în librăria ta, le vei putea juca pe Steam, pe Epic, pe Uplay, pe ce ai tu. Dar în Google Stadia vei putea să joci doar librăria asta mai micuță de joculețe, da? Care sunt 1, 2, 3, 4, 5. Hai să vedem dacă mai știm matematică. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ori 5, 30. Dacă nu mă înșală bine, dacă nu mă înșală bine memoria. Și cu ăsta 31 de jocuri vei putea să le joci dând 45 de lei pe lună, dar prima lună este moca, așa cum au spus ei, după aia plătesc și 45 de lei pe lună. Din ce am văzut de la alții, se mișcă foarte, foarte bine, adică spuneau că mult mai bine decât GeForce Now, adică lagul ăla este mai mic. Recomandat este să aveți o conexiune cablată, dacă sunteți la un PC mai slăbuț, că dacă aveți un PC mai potent, nu cred că folosiți Google Stadia. Dacă aveți un laptop, la fel ar fi de recomandat o conexiune cablată sau o conexiune wireless cât mai aproape de router. La fel, telefoanele să fie conectate la o rețea Wi-Fi de preferat, care să prindă minim 10 megabits pe secundă, adică să fiți cât mai aproape de router. Și bineînțeles, dacă în zona voastră este 5G și aveți un semnal bun, cu siguranță puteți folosi și 5G-ul, pentru că și ăla are o latență destul de scăzută. Veți putea să vă jucați și pe televizoare, dar o să aveți nevoie de Google Chromecast TV 4K, chestii de genul ăsta. Adică va trebui să luați un dispozitiv mic de la Google care se conectează prin cablu la internet și nu prin Wi-Fi. Și Google a mai pus la dispoziție un controller care seamănă cu... E o combinație între cel de la PlayStation 4 și cel de la Xbox, cam așa e. Mai degrabă aduce un pic cu cel de la PlayStation 5. Mă rog, în fine, o să-l găsiți și pe ăla, nu l-am mai căutat eu acum. Da, îl găsiți și pe ăla dacă vreți neapărat un controller. Dar oricum puteți să folosiți și un controller de PlayStation 4, Xbox, PlayStation 5 sau Xbox Series X sau cum s-o chema noua consolă de la Microsoft. Și cam atât cu vorbăria, că văd că ne întindem destul de mult și chiar n-are rost. Dacă aveți întrebări și sugestii sau credeți că e folositor acest serviciu, credeți că nu este folositor, l-ați încercat, vă place, nu vă place, lăsați totul în rubrica de comentarii. Eu sincer recomand acest serviciu celor care sunt la început de drum și care n-au experimentat cu gaming-ul și care n-au o librărie serioasă de jocuri în spate și nu vor să investească foarte mulți bani într-un controller, într-un PC sau o consolă, un PlayStation 5, spre exemplu, care costă destul de mult. Cu banii aia poți să te joci câțiva în bun de zile, da? Deci poți să te joci mult, mult. Da, dacă ar fi să luăm după prețurile care sunt, se practică acum pe OLX, cred că te-ai jucat 10 ani, adică e vreo 4500 de lei o consolă pe OLX acum. Mă rog, în fine, n-are rost să ne mai lungim acum cu clipul, ați înțeles, sper că ați înțeles de fapt cum stă treaba cu acest Google Stadia și cu Google Stadia Pro și ce vă puteți juca fără să mai cumpărați și ce vă puteți juca ca să cumpărați sau nu știu cum să zic, da? Ați înțeles voi, spune aici că poți să te joci Super Bomberman Air online gratuit în Stadia. Nu este nevoie de un abonament sau de un card de credit. Deci poți să te joci joculețul ăsta gratuit în Stadia fără să faci absolut nimic, fără să plătești, fără să faci absolut nimic, fără să spui un card de credit. Deci dai click și te loghezi. Putem să facem și noi chestia asta, cred. Da, mi-a aleg contul meu frumos și cred că, na, cam asta este. Condiții, mă pune chestii să selectez, e foarte mult de setat pe aici, dar în fine, ați înțeles care este ideea, oricum e simplu, este intuitiv, este în limba română, îl înțelege toată lumea, deci super easy, da? Bun, cam ăsta a fost clipul,
Dacă vreți să testez și eu Google Stadia, să încerc luna aia moca și să revin cu impresii, lăsați un like la acest clip, neapărat lăsați un like la acest clip și un comentariu. Și like și comentariu, v-aș ruga frumos ca să văd că vreți să vin eu cu un review mai complex sau cu... Da, cu un review, cu părerea mea, practic, despre acest serviciu, despre cum s-a mișcat, ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. O să încerc mai multe jocuri, nu doar Dead by Daylight sau ce mai era pe acolo, nu știu, Secret Neighbor. O să încerc câteva joculețe din toate alea moca și eventual poate și filmez niște secvențe de gameplay din ele și revin cu o părere ceva mai detaliată legată de acest Google Stadia. Destul cu vorbăria, gata! Acum chiar gata, v-am pupat, aveți grijă de voi, știți și voi, like, share, subscribe și toate cele, să aveți o zi superbă!